Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Ani Sandu, iar astăzi citim Veselie de Crăciun. Era înainte de Crăciun. Mike Wazowski lucra de zor la etajul râsetelor. La compania monștrilor, copiilor li se spuneau glume ca să li se colecteze râsul. Acesta era apoi transformat în energie electrică pentru orașul Monstropolis. Dar apăruse o problemă. Mulți copii erau în vacanță, deci colectarea râsetelor mergea mai greu. Mike își făcea griji că nu o să fie suficientă energie pentru bradul de Crăciun al orașului. Hai, monștrilor! Strigă el. Găsiți idei amuzante! Dar râsometrul nu era nici măcar la jumătate. Chiar atunci își făcu apariția Sally, cel mai bun prieten al lui Mike și președintele companiei. Cum merge treaba, Mike? Întrebă el. Minunat! Răspunse Mike nervos. Nu voia ca Sally să afle că sunt în criză de râsete. Sally se uită în direcția râsometrului, dar înainte să apuce să spună ceva, Mike îl conduse la ușă. Monștrii își dădeau toată silința să fie amuzanți. Un monstru jongla cu 7 farfurii, iar pe a 8-a o rotea pe cap. Băiețelul care îl privea chicoti zdravăn și bătu tare din palme. Râsometrul urcă rapid. George, un monstru mare cu blană portocalie, stătea pe un taburet lângă patul unei fetițe, cu un microfon în mână. Hei, e pornit? 2-10? Spuse George, bătând în microfon. Bun! Unde stă Moș Crăciun când se duce în vacanță? Unde? Întrebă copilul. La un hotel! Fetița izbucni în râs. La etajul râsetelor, Mike văzu râsometrul cu murcă. S-ar putea să ne atingem totuși obiectivul, spuse el plin de speranță. Dintr-o dată, spre groaza tuturor monștrilor, râsometrul începu să coboare în loc să urce. Ce se întâmplă? Ce e? Țipă Mike. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum, spuse Smithy, unul dintre angajați. Nu stați ca statuile, reparați-l, ordonă Mike. Monștrii trecură la acțiune și după un timp descoperiră o scurgere la rezervorul în care erau depozitate toate râsetele de copii. Se temeau ca nu cumva truda lor să fi fost în zadar. Ho, 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 răsună o voce veselă. Mike ridică privirea și-l văzu pe Moș Crăciun. Apoi își dădu seama că era, de fapt, Sally costumată Moș Crăciun. Ca să intru în atmosferă, explică acesta. Dar apoi observă că numai el era îmbrăcat de sărbătoare. Se pare că sunt singurul. Ce se întâmplă? Mike îi explică problema, dar îl asigură că situația e sub control. Sunt sigur de asta, dar o să văd dacă pot să vă ajut, îi spuse Sally prietenului său. Sally și Mike coborâră la subsol, unde ceilalți monștri lucrau din greu. Toată lumea voia să repare rezervorul cât mai repede. Dar timpul se scurgea. Tic-tac, tic-tac. Ceremonia de aprindere a luminilor din brad era peste câteva ore. Însă monștrii nu cădeau de acord asupra soluției. O conductă de la rezervorul de râsete s-a spart, explică Smithy. Trebuie să o legăm. Dar niciun instrument nu e suficient de puternic pentru a îndoi conducta. Dintr-o dată lui Mike îi veni o idee grozavă. De ce nu o înnodăm mai bine? Cum Sally era extrem de puternic, putea îndoi conducta în formă de covrig. Mike stătu lângă Sally ca să-l îndrume. Și ura! Reușiră! Scurgerea se opri. Mike și Sally se întoarseră la etajul râsetelor, unde Sally primi o mulțime de felicitări. Mike se întreba de ce lui nu-i mulțumește nimeni. Doar fusese ideea sa, însă nu avea timp să se gândească la asta. Râsometrul funcționează, anunță el. Să producem niște râsete. Toți monștrii trecură la treabă. Știau că trebuie să muncească din greu pentru a compensa pierderile. Sally decise să dea o mână de ajutor. Mai sunt doar câteva ore până la aprinderea bradului, spuse el. Costumat tot în Moș Crăciun, trecu prin ușa de la șifonierul unui copil. Când se întoarse, aruncă o privire râsometrului. Urca, dar foarte încet. Trebuie să reușim, îi spuse Sally lui Mike. În cele din urmă, râsometrul reveni la nivelul de dinainte de scurgere. Dar timpul era pe sfârșite. Lui Sally îi veni o idee. Singura soluție de a ne îndeplini cota de râs e să obținem niște hohote strașnice. Avem nevoie de un tip special de monstru, continuă el.
Unul cu sincronizare perfectă, cu stofă de vedetă. Un comic înnăscut, o senzație cu un singur ochi. Mike se prinse de planul lui Sally. Nu, Sally! Refuz! Categoric! Iluminatul pomului de Crăciun e peste jumătate de oră, spuse Sally. Haide, Mike! Tot orașul depinde de tine. Așa că Mike nu mai stătu pe gânduri. Bine, s-o facem. Dar vii cu mine! Trecură împreună printr-o ușă. Sally, deghizat în Moș Crăciun, și Mike în elf. Mike începu cu glumele lui cele mai bune. Copiii râdeau, dar nu așa de mult pe cât speraseră. Mike își dădu seama că trebuia să încerce altceva. Ridică sacul de jucării pe care le adusese Sally, dar era mult prea greu pentru el. Vai, spuse el sforțându-se. Se împiedică și ateriză pe burtă, împrăștiind jucăriile peste tot. Copiii râdeau cu lacrimi și mai voiau, așa că Mike le făcu pe plac și se mai împiedică odată, prăvălindu-se la pământ. Mike și Sally se întoarseră la etajul râsetelor fix când râsometrul atingea limita de sus. Mai târziu, la aprinderea luminilor din brad, Sally îi șopti lui Mike la ureche. Ai făcut o treabă grozavă! Mulțumesc, spuse Mike zâmbitor. Știi ce spun mereu? Nu oricine poate să fie comic. Ori ești, ori nu ești. Și eu sunt. Sally râse. Era fericit că Mike îi bucura pe toți ceilalți. Avea să fie un Crăciun vesel până la urmă. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.